Sport acum, Gazmetan Mediaș nu va avea liber de flori. Mediașenii fac deplasarea la București, unde vor întâlni echipa Dinamo. Mulțescu spune că elevii săi nu vor ceda ușor cele 3 puncte puse în joc, pentru că vor să urce cât mai sus în campionat. Parcursul destul de bun din ultimele etape le dă încredere mediașenilor. Au prins tupeu, iar înaintea meciului cu Dinamo București spun că se gândesc la o victorie pentru a păstra trendul ascendent al echipei. Păi vrem să câștigăm jocul, să continuăm seria evoluțiilor bune și automat și a rezultatelor bune, să urcăm în clasament, să avem în continuare o atitudine bună și serioasă până la sfârșitul campionatului. Gheorghe Mulțescu a semnalat în cadrul unei conferințe de presă și o anomalie a orelor la care sunt programate partidele. Pe timpul iernii se juca seara când era mai frig, iar acum se joacă la orele amiezii când este cel mai cald. E interesant că am jucat toată iarna pe frig, pe ger la 9:30 seara și acum când s-au făcut temperaturi de vară, jucăm la ora 2. Nu mai vreau să comentez mai departe. Și calitatea jocului poate să fie afectată și nu e în regulă și pentru sport e bine. Nu e deocamdată o căldură care să influențeze sănătatea. Că nu a trecut de 40 grade, au mai fost și meciuri peste 40 grade. Dinamo București, Gazmetan Mediaș va începe duminică la ora 14.